Oficiul fitosanitar Maramureș informează că din cauza condițiilor climatice din ultimele zile au apărut și s-au dezvoltat mai mulți dăunători și agenți patogeni. Specialiștii instituției au mintit că mai ales viermele prunelor generația a doua, afidele, monilioza, ciuruirea micotică și bacteriană, pătarea roșie a frunzelor de prun, sunt cele care pot duce acum la pierderi importante în plantațiile de prun. Pentru prevenirea și combaterea acestora sunt necesare două tratamente fitosanitare, utilizându-se o combinație de insecticide cu spectrular care afectează inclusiv larvele și ouăle, cu un fungicid pentru combaterea bolilor la sămânțoase. În livezile unde densitatea carienilor este de 3-5 forme mobile pe frunză, se va adăuga și un produs acaricid. Perioada optimă de tratament este 9-14 iulie, urmând ca al doilea tratament să se aplice la un interval de 7 până la 10 zile. Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, precum ploi sau temperaturi negative, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra. Specialiștii Oficiului Fitosanitare amintesc faptul că este necesar să se respecte măsurile pentru protejarea mediului înconjurător, a perioadei de remanență a produselor de protecție a plantelor utilizate, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii și pe cele de protecție a albinelor și a animalelor.